Asta am a pe Ratopia și până începem episodul cu adevărat, o să pun primul abonat pe perete, dar până una în alta nu uitați să dați acolo un like și un subscribe dacă vă place această serie. Și primul abonat este Deat Romanian, îl pun chiar aici, Deat Romanian, care a comentat la episodul trecut, episodul trecut în care mi-am găsit urși polari, nu uitați acolo să-l vizionați dacă nu ați făcut-o încă și vedeți cum am făcut rost de acești două secunde să repar și o iglu asta că vă că e aici s-a topit zăpada, nu știu ce s-a întâmplat. Așa, dacă vreți să vedeți cum a făcut eu de, de acești urși mari, și că GG și băiatul care încă nu i-am dat un nume, fiindcă și uita că am murit în episodul trecut, dar uh, puteți să scrieți acolo în comentarii numele lui și apropo, dacă vreți să apereți neapărat pe perete, nu uitați să scrieți acolo în comentarii numele vostru și pe lângă mai scrieți și că vreți pe perete ca să știu că vreți pe perete și, și cam atât a fost în

Ia uite, doi galbeni ăsta. Bă, -o cu a. Domn șerif, dar nu-i dați și voi amendă lui nou meu vecin, că și-a făcut casa cam ca a mea. Nu mă interesează. bă, aici stai tu, bă, <laughs> pădurare. Da, îți dai seama. Bă, te cu a. -a, a. Bă, 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 lampa. <răt argumenta> <character> ona, da -o, furat calul, bă, 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 a, o, polițist, cred că trebuie să faceți uite ci, Uite cine mi-a furat calul, băi, la vecinul meu E calul la vecinul Ia vină, mă, că mi-a furat vecinul calul Domnul, Mateescu, vă rog să re rezolvați problema Dar unde ce, e vecinul? -a, -a ce, mă, mi-a furat calul, bă, ăsta e calul meu, mă Mă, ce? Incredibil Sau seamănă cu calul meu, nu știu, dar seamănă foarte mult cu calul meu Că i-am pus eu armură din asta Bă, băiatule, bă, ia, n-ai bă, cum Ce să mă muște, mă, că-l fur acum, îl iau în Ia vezi, dacă e calul tău, spune o vorbă pe care o spuneai tu. Cu o vorbă de duce. Ce este la ce? Ce Da, mă, el El Mulțumesc, Dani, că m ai ajuns să vorbesc cu, cu calul <laughs> meu. Cu plăcere, viață, orice pentru calul tău. <laughs> pentru stela te rog frumos, da. haideți, să nu Dar ce da. brațe puternice aveți, nu i-ați mai dat sau nu i-ați mai dat? Da. Mamă, dar ia, ia uitați-vă puțin la mine. Ce se mănă de Stați cu nasul ăla, domnul Mateescu, stați cu nasul direct unde nu trebuie. Nu mai zic, eu plec, eu plec, vă las. Mi-ai zis de dulce aici. Asta nu e de Vă scăpun nu supă tine, se muște. Îți mușc o leacă capa aia cu opții faini. Vine de la off, doamne, nu e optifine. Off Of, doamne. Uite, bă, mi-a furat și gardul. Bă, tu l-ai luat. Mateescu. Nu, nu l-am luat. Bă, Dani, ia pune aia și tu, bă. domnul Mateescu, unde e la împărat. Împăratul va lua Gardo. De urat domnul Mateescu, dacă mă întrebați pe mine. Mi s acum, ai fărat mura la împărat. Mateescu, Mateescu! Da, da? Ia, vină cu mine, vină cu mine. Ia, ursulețul? Am văzut urși pe Pe păi Mariusica ăsta e mai tare. E mai frumos Mar Mariusica care spune. Bă, dați Mariusica. Mariusica. Mai e și unul, fără numele. Mă duc nume, eu dar, acasă, -am. că am făcut bani, am vândut lemn, am vândut 2000 de bucăți da, de lemn. Da, știți ce am auzit eu? Dacă tot ați vândut niște lemn ați luat niște galbeni? M-au zis că ați folosit uh, o cârpă care vă dă invizibilitate, înțelegeți? O puneți, Eu? Pe -o? Da. Așa m-au de la șoc și, și de la cuza. Cred că mă confundați. Acum zice. mult timp. Puteți să-mi faceți percheziție dacă vreți să vedeți... Stați puțin că... Că ce? Uh, cred că mi-am găsit calul. Unde? Ia. Veniți cu mine, veniți cu mine să vedeți Ia unde mi-am calul. Bă, unde te-ai dus? Ia. Unde mă? Doamne, să vezi ce amenda i dau. Bă, a fugit cu totul. S-a evaporat din fața ochilor mei. Eu l-am prins, dar el a fugit. Da, cât e amenda? <hie> ia, aici e. Cât e amenda? 10 galbeni galben. Păi pentru 10 galben mă revin înapoi. Aaa, pe <hie> da, așa vă... Da, vă pun ea. Dar nu azi. <hie> Aoleo, deci nu -mi vine să crede hai că îți explic, da, mai bine yeah. prins, chiar am asta. Păi ce, crezi că eu mint, o sau? Și nu mă așteptam că, fii atent, deci. Am vrut să-mi testez prietenii mei, adică pe șoc și pe cura și le-am făcut puțin troll, gen că sunt fantomă și nu știu ce. Și ghisce. Le-am cerut galben care sunt cumpărare și ghisce nu aveau galben pentru mine. Și mă mai, și dau în primire la poliție, foarte frumos din partea lor ca, ca și prietenii mei, nu? Da, foarte frumos și eu mi-am făcut galbeni, tu... Acum chiar așa ia scoate galbeni aia. Așa. Uite așa, unul câte unul. Și s-a făcut că A mult Avem rău de tot. Gata, pai ai plătit și alun, dar acum da, poți să-i... E la rost pe șoc și pe cuza. Da, aș putea să le Da, distrug, chiar așa, Ai itemul nou îl dai? Ce item? tem? vi l-am dat. Nu am luat. Păi vi l-am cum nu l-ați luat? Nu l-am luat. hai haideți, domnul Matescu, cât mă costă să păstrez și ăsta? Ca să păstrezi și ăsta? Hai să da, ne dăm o leacă eu. aici. Hai mai încoa, că poate ne aude cineva și nu... Hai la copacul cu patru frunze în el. Da, de, trebuie uh, să arunc uh, și eu niște amenzi pai... în stânga și în dreapta. Aia ziceam și lui Dani. <laughs> mai dați-mi... Pentru copacii ăștia. <laughs> da, cu două funze. Mai dați-mi două monezi și rezolvăm treaba. Luați așa să fie bine. Știam eu că wow. sunteți cel mai corupt. Bă dați, ți-am să numărul unul la asta. <laughs> Ați ridicat casă pe corupție, nu bine să seama. Le de mâncare urșilor polari cu banii din corupție, nu vă rușine. Trebuie răuși. să mănânce și ei, și eu trebuie să mănânc și ei. Uh, da, acum domnul Mateescu, lăsând gluma la o parte și toate astea, vă mulțumesc că pentru uh, ajutor, să zic așa. Ajutați-mă acum să îngăsesc găsesc calul, domnule, că mi-a mi furat cineva calul. Dar dumneavoastră ziceți că nu e calul ăla, nu? De... Era la mă vecină. Măi, deci fii atent, dar atent. două zile, era... Tu, tu știi de fapt unde îmi țineam da, calul, știu. îl țineam acolo în față. Era acolo în față, da. Și acum două zile, gen, am pus armură de aer în pel pe și se-am cu ăsta lui băiatul ăsta de aici, gen, da... Ți-am zis, nu știu de când, cu nouă să mă bată tată. Mă dar asta cu e spegni. casa? E fierărie? ce asta? E fierărie? Uh, nu știu. Da, nu știu, hai să găsim calul, că... Ăsta. Uite ăsta cum stă, adică... Ceva se întâmplă în satul ăsta. Da, mi-e e cam frică și să-l dau jos, că nu știu ce se poate întâmpla pe aici, Nu, păi, știu, da, nu știu, știu, o să fac scandal în oraș, în sat, dacă nu găsesc și eu calul. Dacă nu... Păcăm și noi calul de aici, de la vișinul, și gata, am rezolvat treaba. Păi nu pot Dacă zici că seamănă. Nu știu, dar, nu știu, nu mai știu câte inimi avea al meu, dar o să mă uit chiar acum. Domnul Mateescu, ați văzut și dumneavoastră, așa -i? ia asta e puțin. Ia vezi cum e. Osta ăsta cred că e calul meu. Da? Câți cai păi poți să înhăma la o căruță? <laughs> nu știu, uh, o să vreau să faceți, uh, nu știu, să găsiți cumva intrusul sau cine mi-a furat calul. Mă, dar e no, cam... Hai, hai să, să, nu luăm că... Na, nu, cam nu puține inimi. Mai bine, lași acolo. Okay. Da, așa cred că avea și al meu, nu nu știu, dar cineva chiar mi-a furat calul și nu mai pot să accept chestia asta Doamne, doamne, oh, doamne Dacă doamne, veți, doamne, vă găsesc un cal nou, facem cumva, cumpărăm de la Păi, da, hai hai chiar, hai să vedem, hai, da, 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 chiar Am uitat că putem să cumpărăm cai, gen Și hai facem și eu la un cal și gata, da, vin Dar unde era? Nu, no, că, da. nu, vin În partea în aia, aia, nu? Pe aici, pe aici. Da, da, pe aici, pe aici Facem jumii jumătate la cal și aia e. Nu trebuie jumii jumătate ca am bani Cât poate să fie un cal? Doar noi 100 de galbeni Noi 100, cred Da, aflăm acum Dacă Sper nu... Sper că mai sunt cai Îți iei un măgar, uite acolo, groapa Au venit gropile la ratopia Da, nu știu ce este de făcut Ce părere aveți de noul împărat, domnule Mateescu? Să putea și mai bine Mamă, dar e plin de cai ca aici Bă, cai, bă, ba, uite aici în spate, ia Și acum vezi că e calul tău Ia vezi Ăsta nu e calul meu Stai puțin A. Mamă, are ceva inimi Are ceva inimi, numai să văd ce preț au caii 45 de galbeni Ia uite, cal perfect Ăsta cred că e calul lui A, uleu Păi n-a a furat cai. cineva... Ți-a furat ca calul bă. și aici la... Bă, cred că s-au furat mai mulți cai. Nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că aveți, aveți de lucru, gen. Da, o să trebuie să scaut calul dumneavoastră, că... Da, dacă îmi spuneți, îmi puteți spune cum arăta calul, poate... Păi era așa, pătat, deci era fix calul la ce l-am găsit la vecinul meu. Nici nu știu cine stă acolo, credeți-mă, mi-am spus. Wow. Oh my god. Da, o să vă așa caut calul, a... că na. Și ce armură avea? Armură de iron. Mamă, e tot așa pe sărăcie. Ca... O să, o să dau și eu un anunț în ziar neapărat să văd că mi-am pierdut calul înainte până îl găsiți dumneavoastră, gen. Da, da, da. Și o să merg cu acasă să dau un cap la pernă, să mă pun să dorm, că azi am muncit toată ziua, am la lemn, să mă bată tata. Deci astăzi toată ziua am Sau la lemn, numai uite, lemn uite, azi. Pă, uite, uite și tu, uite și tu. A, păi A. Mă mă și o mare da. amendă pentru asta. <laughs> pentru faza aia. E deja gata, a comis -o, rău. Păi da. Uh, mulțumesc frumos domnul Mateescu. Nici o problemă. Eu și o să, să, să caut chestia. calul dacă... Îl caut pe aici prin jur, o să văd și anunțul dumneavoastră din ziar. Acum o să, o să și eu la redacție să dau un anunț în ziar și văd ce rezolv. Da, vă mulțumesc da. mult pentru ajutor și na, Nici o problemă Mi-am plătit și datoria față de dumneavoastră Și dacă mai e ceva, cu mine puteți rezolva Știți că și da, o să da, da. Corrupte, Adică, adică dăm 50 da, de și poți să toată pădurea adică. <laughs> Așa <laughs> le Da, vă mulțumesc, o zi frumoasă pa, pa. Zi frumoasă Mamă, ia să găsesc eu calul Bă, o să mă uit așa o leacă pe în jur Nu știu dacă o să-l găsesc neapărat Dar eu asta sper Mă cam împiedic pe drumul ăsta, adică cred că îl dau afară și pe nociv dacă... Mă rog, îl dau afară, îl propun așa la un vot, înțelegeți cum stă treaba. Uite, deci, aici e ceva. A! Oh, Mamă, ce cal am găsit! Mamă, calul lui Ase nu prea mâncat azi. Opa! Ceva dubios se întâmplă. Bă, nu știu ce se întâmplă, mie cam frică cu calul ăsta. Adică, serios acum, ce înseamnă asta? Ok, asta e calul. Bă, gata, 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 nu mai faci așa. Mamă, asta e cal periculos. E cal periculos, stai acolo. Gata, I'm done. I'm done. Calul lui Ase Madalin, săracul n-a mai mâncat nimica și nu, o să mă duc acasă. O să-l anunț mâine că acum probabil l-a pus capul pe pernă și... Da, uh, se curcă omul, nu, nu vreau să-i stric seara să nu mai doarmă, o să mă duc și eu acasă să pun capul pe pernă pentru că ce am văzut acum mi se pare insane, adică cum bă n-am mâncat calul și bă numai oasele mai sunt de el, numai oasele, oasele, înțelegeți, oase, nu, no, nu, no, nu, no. o să, o să fac uh, niște scandal pentru treaba asta că nu se poate așa ceva, adică furăm calul și îl băgăm sub pământ și nu-i să mănânce. Păi, e foarte oră ce se întâmplă aici. Nu, gata. Capul pe pernă mi-a ajuns pe ziua de azi. Gata, pun stop. Dă, te bă de aici. Nu, că dau și villagerul afară. Bă, pleacă. Bă, nu fi rău. Stai acolo afară. Bă, ești afară. Bă, pleacă mă de aici că te dau la urși. te vin o mă, duncoa. Bă, gata mă. Hai, la urși, gata. Eh? Hai că stai bine pe... Pe Marusica. Care e Marusica? Mamă, dar... Nu mai apare, stai Marusica, ba am gata, hai stai pe Marusica, gata ți-a ajuns Lasă-mă, Villager, că m-ai înervat Direct în palmă, ba, gata Hai, noapte bună